Timp de o lună, România este în carantină parțială, iar restricțiile de circulație revin în actualitate. Nu uitați așadar că între orele 23 și 5 dimineața puteți să vă părăsiți locuințele doar în interes profesional sau pentru urgențe medicale. Polițiștii organizează filtre în toată țara, iar cei care sunt prinși fără o declarație pe proprie răspundere riscă până la 2500 de lei amendă. Știți că în intervalul orar 23.05 este interzisă părăsirea locuinței. Dacă vreau de la ora 12. În seara asta este doar informare. De unde veniți? De la servici. Și vă duceți către domiciliu, da? Exact, da. La muncă, în timpul liber? Da. La serviciu, adevărința? Polițiștii au început să oprească mașini, să verifice dacă persoanele care se află încă pe străzi au sau nu declarația la ele. Se vor da sancțiuni de la 500 la 2500 de lei pentru cei care se deplasează pe timp de noapte fără un motiv întemeiat. La Cluj-Napoca, polițiștii le-au împărțit șoferilor și modele de declarații. Cum vi se par noile măsuri? Bune. Sunt bune, consider că trebuie să respectăm măsurile acestea. Utile. Deoarece se restrâng un pic întâlnirile seara cu băieții. La Timișoara, mulți dintre cei verificați erau pregătiți. La urgență, la dispus. Aveți declarație. Cum vi se pare măsura asta, carantină? Este foarte bună, trebuia impusă de mai mult timp, părerea mea. A fost să achiziționați medicamente? Da, la doctorul Golean Dumbră. Medicamentele? Le-a arătat? Tot de la miezul nopții, masca a devenit obligatorie peste tot în țară, indiferent de numărul de cazuri noi înregistrate în zonă. Scutiți sunt doar copiii care n-au împlinit 5 ani. De asemenea, toți elevii fac începând de astăzi doar cursuri online. Școlile, chiar și cele din localitățile care funcționează în scenariul verde, sunt închise. Rămân în schimb deschise creșele și after school-urile. Magazinele se vor închide la ora 21. După această oră pot funcționa doar farmaciile și benzinăriile. Sunt însă permise livrările la domiciliu fără restricții. Piețele, târgurile, bâlciurile în spații închise nu sunt permise. Rămân deschise doar cele în aer liber, cu respectarea normelor sanitare. Strict interzise sunt petrecerile, aniversările și reuniunile de orice fel, indiferent dacă sunt în aer liber sau în spații închise. Munca de la distanță, telemunca, atât la privat cât și în sectorul public, devine obligatorie acolo unde activitatea permite asta. Iar angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie să decaleze programul de lucru, astfel încât oamenii să vină pe rând la muncă și să nu aglomereze mijloacele de transport în comun. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.